Iubiți frați și surori, observăm în lumea în care trăim noi că oamenii n-au pace în suflet, că oamenii nu sunt în relații grozave cu semenilor. Și dacă mergem mai departe, că unele țări nu sunt în pace. Și în această situație, acum când vine praznicul praznicilor și sărbătoarea sărbătorilor, ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos, care a înviat din morți, este Domnul păcii. Și zice El în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, pacea mea vă dau vouă, pacea mea o las vouă. Nu așa cum vă dă lumea, vă dau eu. Chiar în ziua învierii sale, seara, Domnul Hristos apare între ucenici și le zice pace vouă. Cel ce se apropie de Hristos, cel ce trăiește după Evanghelia lui Hristos, are pace în suflet, are liniște în suflet. Și apoi este în pace cu semenii săi, pentru că de la Hristos îi vine pacea lui. Și de ce nu, mergând pe planul cel mai înalt, și între țările creștine, ar trebui să fie pace dacă cetățenilor își trăiesc credința așa cum se cuvine. De fapt, creștinismul, când s-a întemeiat, a făcut lucrul acesta extraordinar, a dus pace între oameni. Și dacă venim mai aproape de noi, când s-a întemeiat, Uniunea Europeană, întemeietorii ei au pus-o sub oblăduirea Maicii Domnului. Și mă veți întreba, de unde știm asta? Iată de unde știm asta. Culoarea steagului Uniunii Europene e albastru, culoarea Maicii Domnului. Iar pe steguleț sunt 12 stele, inspirate din Cartea Apocalipsei, din capitolul 12, unde ni se spune că Sfântul Ioan Teologul a văzut o femeie îmbrăcată cu soarele, luna sub picioarele ei, iar pe cap purta cunună din 12 stele. 12 stele din Cartea Apocalipsei. Așa că Maica Domnului, Maica Domnului Păcii, este cea care are sub pulpana ei Uniunea Europeană. Din păcate, lumea se secularizează. Dar Domnul Hristos nu încetează să ne spună: pacea mea vă dau vouă, pacea mea vă las vouă, nu așa cum vă dă lumea, vă dau eu. Pe măsură ce oamenii se apropie de Hristos, capătă pace în sufletul lor. Pe măsură ce oamenii se apropie de Hristos, trăiesc în pace unii cu alții. Pe măsură ce țările se apropie de Hristos, nu mai declanșează războaie. Pentru că Domnul Iisus Hristos este Domnul
păcii. Chiar în celebrarea de la Paște. Ultima cântare este minunată și ne spune nouă despre pacea pe care Domnul Iisus Hristos cel înviat din morți o aduce oamenilor. Și zice cântarea așa de frumos: ziua învierii. Unul pe altul să ne îmbrățișăm, să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi. Să iertăm toate pentru înviere și așa să strigăm: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Pacea Domnului Hristos, pacea care ne-o aduce El, pacea care le-a bine vestit-o ucenicilor în momentul în care a înviat din morți, îl rugăm pe Dumnezeu să domnească în sufletul nostru, în familiile noastre, în localitățile noastre, în lumea noastră românească și, de ce nu, în tot universul. Lucrul acesta se întâmplă dacă ținem seama de Evanghelia celui înviat din morți. Simeon Nehedinți zice în cartea sa celebră, Creștinismul românesc, că un român în parte și toată națiunea la un loc atâta plătesc cât au înțeles și cât pun în practică din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Tuturor celor dragi, tuturor creștinilor, acum la Paște, le dorim sărbători cu multă pace și să cântăm cu toată puterea: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Sărbători fericite!